Conducătorul Federației Române de Handbal crede că sezonul 2009-2010 va fi foarte interesant. Cristian Gațu a adus ca argument faptul că diferența de valoare dintre echipele care luptă la titlul și cele care se clasează pe locurile 4-8 este mai mic decât în anii trecuți. Nu a scăzut valoarea primelor echipe, ci au apărut și alte echipe puternice. Pe lângă Constanța, Reșița și Steaua, un cuvânt important de spus va avea și echipa din Suceava. Acolo s-a creat un grup foarte puternic format în majoritate din jucători localnici. Mai este și Bacăul, o echipă care a început în forță campionatul trecut și are potențial. Alte două echipe frumoase sunt HC Otorhei și Universitatea Cluj, două formații care, cred eu, vor fi sarea și piperul în noul sezon, a declarat Cristian Gațu.